Constanțenii au participat astăzi la procesiunea Calea Sfinților desfășurată pe faleza cazinoului în jurul Catedralei Arhiepiscopale. În locașul de cult, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Primul mileniu creștin a fost ortodox. Ortodoxia străbate veacurile cu aceste realități, cu lumina cea cerească. Lumina ortodoxiei este cea care ne conduce la Dumnezeu. Să fim bucuroși că Dumnezeu, deși suntem nevrednici, ne-a lăsat această lumină. Și această lumină este vădită și în Sfintele Icoane, dintre care multe arată curgeri de tămăduiri și binefaceri, icoane făcătoare de minuni, cum este și icoana Maicii Domnului din Sfânta noastră Catedrală. Procesiunea a fost organizată la inițiativa Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Constanța. Pe 11 martie 843, la un sinod ecumenic de la Constantinopol, care a fost cerut de către împărăteasa Teodora și de către patriarhul de atunci, s-a stabilit cinstirea icoanelor în bisericile ortodoxe. Orice român, orice ortodox ar trebui să aibă în casă aceste icoane, care sunt făcătoare de minuni. Reprezintă credința noastră și sunt simbolul ortodoxiei și de aceea noi le cinstim și ne place să le purtăm și să le avem în casă alături de noi. Simt că dacă au murit mii și mii de oameni pentru a apăra adevărata ortodoxie și pentru a apăra icoanele, măcar atât pot să fac și eu astăzi și să vin ca într-o comemorare. Sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei s-a încheiat cu o conferință dedicată tinerilor. Înalt preasfințitul părinte Teodosie a susținut în acest cadru meditația, ortodoxia, credință și împlinire prin trăire.